Ca în fiecare an, în apropierea Sfintelor Sărbători de Crăciun, Asociația Casa de Ajutor Reciprocă a Pensionarilor România s-a pregătit să întâmpine aceste sărbători pentru seniorii noștri cu diverse ajutoare financiare și materiale nerambursabile. Pentru pensionarii noștri care sunt în programul de pâine gratuită, am pregătit cu sprijinul partenerilor noștri tradițional, Crucea Roșie, filiala Sector 5 și Asociația Națională pentru Protecția Consumatorilor, promovarea programelor și strategiilor din România, niște pachete tradiționale de Crăciun. Alături de cozonacul obișnuit, vom pune în pachete diverse produse de consum casnic, de exemplu zahăr. Ce avem? Un ulei de măsline, ulei virgin, foarte bun pentru salate, pentru mâncăruri, mai ales pentru cei care se feresc de colesterol. Niște botoșei foarte frumoși, oferiți de filiala de Cruce Roșie, funcție de mărime și de preferințe, pot fi de culoare neagră sau de culoare roz. Mai avem de asemenea pentru domnii șepcuțe de culoare roșie sau de culoare neagră. Dorim să închidem anul european al îmbătrânirii active și a solidarității între generații, oferindu-le seniorilor noștri peste 2500 de pachete, cu constând în alimente de strictă necesitate, articole de îmbrăcăminte, materiale igienico-sanitare. În fiecare an încercăm să dăm la cât mai multe persoane ajutoare. De obicei, o treime din numărul pensionarilor care sunt membri ai asociației, asta înseamnă undeva la 10-11 mii de persoane beneficiază de ajutor. În acest an, cu ajutoarele care le pregătim de sfârșit de an, numărul pensionarilor care, într-o formă sau în alta, în acest an au beneficiat de ajutoare, se ridică la circa 11 mii de pensionari. Ajutoarele sunt atât sub formă de produse alimentare, cosmetică, igienico-sanitare, dar și sub formă financiară nerambursabilă. Pachetele conțin alimentele tradiționale de bază, zahăr, ulei, făină, mălai, tăițe și tradiționalul cozonac. Ținem de asemenea să mulțumim lansului de magazine hipermarket Lidl, sector 5, căruia îi dorim să fie în continuare alături de noi. Deși ne-au sponsorizat cu peste 150 de cozonaci care vor mulțumi tot atâția pensionarii cu ocazia Sfintelor Sărbători de Crăciun. Ne bucurăm și în acest an de sprijinul Crucii Roșii a sectorului 5 și a protecției consumatorilor. Crucea Roșie, împreună cu doamna director Ana Ungureanu, ne-a ajutat să pregătim 50 de pachete pentru 50 de doamne vârstnice din cadrul Asociației Carpomenia. Fiecare doamnă va primi din partea noastră și a Crucii Roșii câte o rochiță, o eșarfă, o pereche de botoși foarte călduroși pentru zilele geroase de iarnă, o șepcuță și produse igienico-sanitare constând în balsam de păr, pastă de dinți, apă de gură, cremă de corp și un săpun. Pe parcursul întregului an, Crucea Roșie este alături de noi în cele mai importante momente, ajutându-ne să venim în sprijinul vârstnicilor cu venituri mici și foarte mici.